citește și crește. Sentimentele. Cum să înțelegi diferitele sentimente și emoții? Scrise de Janine Sanders. La început aveți niște sugestii cum să folosiți această cărticică. Bună, eu sunt Teo. Astăzi vom vorbi despre sentimente. Cu toții avem sentimente. Uneori suntem fericiți, iar alteori triști. Uneori suntem îngrijorați sau speriați. Uneori suntem furioși sau timizi. Iar alteori putem avea mai multe sentimente deodată. Sentimentele noastre sunt într-o continuă schimbare. Sunt atât de multe sentimente pe care le putem trăi. Tu cum te simți astăzi? Unde anume în corp simți asta? Dacă i-ai putea da o culoare sentimentului, care ar fi ea? De ce ai ales culoarea asta? Nu știm întotdeauna de unde vin sentimentele noastre. Dacă sentimentele tale te îngrijorează, te fac să te simți nefericit sau în pericol, ar trebui să vorbești imediat cu un adult de încredere. El te va asculta. Dacă vorbim despre sentimentele noastre, le putem înțelege. Ajută și să le desenăm. Ține minte, e important să vorbești cu un adult de încredere despre sentimentele tale. La finalul cărții aveți câteva sugestii de întrebări pentru părinți sau educatori ca să-i ajutăm pe copii să-și înțeleagă mai bine sentimentele și emoțiile. Urmărește celelalte cărți din această colecție pe canalul nostru de YouTube. Iar dacă ți-a plăcut această recomandare, nu uita să te abonezi la canal pentru mai multe cărți interesante. Citește și crește alături de noi!